Guvernanții plănuiesc o nouă lovitură la buzunarul celor care ne salvează viețile. Norma de lucru de 48 de ore pe săptămână față de cea clasică de 40. Medicii au sărit ca arși când au auzit de planurile celor din Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. Se încalcă codul muncii și legislația europeană în ceea ce privește timpul de muncă, spun cadrele medicale. Guvernul intenționează să-i oblige pe medici să lucreze 48 de ore pe săptămână. Asta este ca și cum toată țara noastră ar trebui să înceapă să lucreze și sâmbetele. Acesta este echivalentul. În acest fel vor găsi soluția să nu plătească o gardă. Până acum, ca să facă programul, era necesară o gardă. Acum vor să nu plătească încă o gardă și să o facă parte din programul uzual. Este o greșeală de strategie a celor de la Ministerul Muncii și am înțeles că ideea ar veni de la Ministerul Sănătății. E și mai grav. Ei ce spun? Nu, domne, doctorul va lucra la ora asta, medicul lucrează efectiv 6 ore, de la ora 8 la ora 14. A șaptea oră, pentru că medicii lucrează 35 de ore, ca și în Uniunea Europeană, 35 de ore pe săptămână, ora în plus se adună în fiecare săptămână și face o gardă gratuită, care neplătită, ca să cumulezi toate aceste ore în plus din fiecare oră în plus din fiecare zi. Aceasta e garda obligatorie. Ei ce spun acum? Nu, trebuie să faci două gărzi obligatorii și până aceste două gărzi obligatorii să crești timpul de lucru de la 35 la 48 de ore. Nemulțumirile medicilor au atins cote maxime. În cazul în care guvernanții nu vor lua nicio măsură, cadrele medicale sunt hotărâte să renunțe la orele suplimentare și să se rezume la garda obligatorie. Legea prevede însă ca actul medical să aibă continuitate și așa ajungem în punctul în care, încă o dată, sistemul sanitar din țara noastră este zguduit din temelii de un act normativ. Eu sunt puțin surprins de această modificare, pentru că exista în regulament soluția în care... Ce spun ei? Ei spun că medicii nu mai vor să facă decât garda obligatorie și rămân în secții sau în clinici în care nu și acoperă gărzile șefii de secții. Pentru că medicii nu fac decât garda obligatorie și pe aceea nu mai semnează să facă alte gărzi. Nu, există o reglementare în regulament, chiar când semnezi contractul, în care spune că ești obligat să asiguri continuitatea actului medical. Asta înseamnă că ești obligat să și după ora 14 să asiguri continuitatea actului medical. Iar cine stă într-un spital de urgență trebuie să înțeleagă că s-a angajat acolo unde se fac gărzi. Efectele modificărilor legislației în vigoare sunt imediate și pe termen lung, spun medicii. Și așa sistemul sanitar din țara noastră trece prin clipe grele. La fiecare 6 ore, un medic părăsește sistemul pentru altă țară. Cred că cei de la Ministerul Muncii nu știau că doctorii lucrează 35 de ore pe săptămână. Cred că cei de la Ministerul Sănătății nu știau că e o reglementare a Uniunii Europene în care nu poți să-l forțezi pe angajat peste 40 de ore și s-a născut o strâmbătură în toată povestea asta. Să vedem, sperăm că medicii vor ieși de la această încurcătură, pentru că asta mai trebuie să... Se mai și canăm și așa, la 6 ore pleacă un medic din România. Mai trebuie să mai șicanăm și acum. Gărzile efectuate de medici în afara programului normal de lucru, de la funcția de bază până la limita 48 de ore pe săptămână, reprezintă gărzi obligatorii. Contravaloarea gărzilor efectuate în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru, de la funcția de bază, cu excepția sporului, face parte din suma salariului de bază, se arată în ordonanța de urgență. Sindicaliștii condamnă această propunere venită de la ministerele de resort, descrind-o drept aberantă. Medicii spun că în cazul în care este depășit pragul de 35 de ore de gardă pe săptămână, medicul nu mai poate da randament în spital.